Mai e puțin și se încheie și etapa 12, s-au dus mai bine de jumătate din meciuri. Ieri, apropo de titlu și de lupta pentru play-off, Universitatea Craiova încă un pas greșit, 0-0 la Voluntari, cu un penalti ratat de Mitriță. Aseară, FCSB-ul a bătut cu 1-0 pe ultima clasată pe Botoșan și își continuă parcursul consistent, ca să spun așa. Bun, ok, ultimul loc Botoșanul, dar nu mai contează, FCSB a câștigat, putea să o facă și la o diferență mult mai mare, dar Ducan, nu? Portarul 1, da. Ducan, omul meciului. Da, omul meciului, portarul Botoșeanului, a făcut adevărate minuni între buturile formației antrenate de Dan Alexa. Haideți să vedem puțin clasamentul, să vedem cum arătăm pe clasament. Astăzi două partide foarte interesante, extrem de devreme, la ora 16, Oțelul cu Farul, da, la Galați, probabil un stadion arhiplin, iar de la ora 21:30, un meci interesant, Dinamo cu CFR Cluj, mâine mai e un meci cu Cluj cu Sepsi, iar un meci interesant. Haideți să vedem cum stăm cu clasamentul. FCSB pe primul loc, 29 de puncte, repet, își continuă parcursul de forță, de regularitate, chiar dacă n-a prestat cel mai bun fotbal ieri, bine, e și greu să joci la Botoșan pe acel teren, dar victorie e victorie și, repet, va atârna foarte greu, vor atârna foarte greu aceste 3 puncte. CFR Cluj 25 de puncte, după cum vedeți, da, un meci însă mai puțin disputat, jocul de astăzi contra lui Dinamo, din deplasare de aici, de la București. Rapidul 22, Universitatea Craiova 22, Hermannstadt locul 5, 16 puncte, nu e nicio surpriză. Petrolul, aș putea să spun că este marea surpriză, locul 6, ultimul loc de play-off cu 16 puncte. Farul are două partide mai puțin, vedem ce se întâmplă cu Farul. Oțelul, la fel, o mare revelație, locul 8, sub bagheta lui Dorinel Munteanu, iar la final Dinamo și Botoșani, care într-adevăr cam par cele mai slabe echipe în acest moment din Superliga. Deci v-am spus, etapa 12 se apropie de final, avem multe de discutat, mai sunt o grămadă de evenimente, din păcate ați văzut pe plan regional acolo la granița Israelului și în Israel a început un adevărat război între teroriștii Hamas și statul israelien, atacuri incredibile care s-au întâmplat ieri asupra statului israelian și bineînțeles atrocități, scene greu de descris, nu o să detaliem aici, suntem o emisiune despre sport, dar lucruri absolut îngrozitoare care s-au întâmplat ieri în statul Israel și evident de condamnat, lucruri care credeai că în anul 2023 nu se mai întâmplă, lumea nu se potolește, zici că a nebunit, pur și simplu zici că planeta a nebunit, însă vom discuta despre efectele acestui război asupra fotbalului și în primul rând asupra, bineînțeles, meciului pe care noi ar fi trebuit să-l jucăm în noiembrie în deplasare în Israel. Deci, din păcate, iată că aceste conflicte au efect și asupra sportului. Bun, haideți să vorbim, oameni buni, despre fotbal. Duncan, da? Ducan, omul meciului, da? Asta spune totul până la urmă, da? Despre ce se întâmplă, ce s-a întâmplat aseară. Repet, cred că o victorie, nu, Vivi, fără drept de apel. Adică a mai scos Ducan încă vreo 3-4 goluri ca și făcute. Nu, adică, bun, a mai respins și mingi mai ușoare, dar cel puțin de 3 ori ar fi putut să mai înscrie cei de la FCSB, care puteau să fie penalizați pe final. Care pe final puteau să fie penalizați, ceea ce, bineînțeles, a fost o nedreptate, pentru că evident, este evident... Diferență mare de valoare între cele două echipe. Botoșaniu, ca să spun așa, își merită, între ghilimele, ultimul loc, pentru că Botoșanii ne-au obișnuit în ultimii ani cu jucătorii străini de valoare. Acum au dat X. Da. Toți jucătorii care au venit la Botoșani în ultima perioadă sunt de valoare îndoielnică și această instabilitate la nivelul băncii tehnice își pune amprenta asupra ceea ce se întâmplă la Botoșani. Deci CSB-ul normal stai, Ducan, stai, știți, da? Adică, da, este, Ducan, Ducan este jucătorul lui FCSB împrumutat la Botoșani. Deci Gigi are așa portar, da? Târnovanu, titularul, Vlad,
alt goalkeeper de talent și se pare Ducan un portar iarăși, cum să spun, extrem de interesant. Are mână bună Gigi la portar, ca să zic, sau pe CSB. Nu i-a pus clauză ca lui Iani Stoica să nu joace. Da, nu i-a pus, da, da, nu da, i-a pus da, da, da. Și era să, era să o pățească, ca cu celebru bunică. Da, 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 da. Atunci, deci trei portar practic are FCSB-ul acum de valoare. Târnovanu, Vlad și Ducan, viitorul e al lui Gigi. Deci pe partea de portar n-are omul niciun fel de problemă. Mă auzi inspirați. Nu știu cine aduce portarii, dar e bun cine aduce portarii. Cum? Da, atacant, da, da, da. Da, și caut atacant. Da, 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 da. La portar stă bine. Da, da, te rog. Da, spuneam că FCSB-ul a controlat jocul, valoarea individuală a jucătorilor s-a văzut clar, păcat de teren, pentru că era un teren în care nu se putea pasa foarte bine și jucătorii am văzut că au spus despre acest lucru. Totuși mă așteptam la FCSB să câștige mai clar, să fie mai... Hei, domnul Ducan, da? Produsul Academiei FCSB, atenție, deci nu, este produs al Academiei FCSB, de ce nu? Nu chiar? Nu chiar. Ducan a fost în centru de excelență de la Buzău, la vârstă mică. Sigur că a fost luat de FCSB, cred că la 16 ani, 15 ani jumate, 16 ani. Și după aia, da, poți să spui că e produsul Academiei FCSB, ulterior. Da. Dar Ducan știi că e același personaj cu cel de la Bas la Topol. Deci a fost acum, în meciul în care s-a accidentat Coman, da, grav, da. Deci Ducan a făcut un meci oribil. Adică a fost acel 6-6 care a intrat în cartea recordurilor în cupele europene. Da, nu mai mi-aduceam aminte. A luat 6 Ducan atunci? Da, a luat 6, dar adică nu puteai să... Orice era pe poartă era... Însă s-a scos la penalti. Deci el a parat un penalti și... Și a dus FCSB-ul mai departe atunci în cupele europene. Da, uite, vezi ce înseamnă maturizarea la portar, cu o dată cu înaintarea în vârstă. Eu nu mai mi-aduceam aminte, deci nu pot să cred. El este domnul care a luat băiatul care a intrat în cartea recordurilor de a lua 6 goluri. Exact. Țin minte că orice se trăgea pe poartă era gol, da, din orice poziție. Și pe lângă poartă. Da, și pe lângă poartă. Și pe lângă poartă era gol. Da, da, da. Cum s-a întâmplat și cu Dinamo totuși, adică trebuie să ținem minte cu la Dinamo cu Botoșan că politic a dat-o în fața porții. Politicul a făcut o aluzie atunci, da? Și Ducan a concretizat. A concretizat-o, da. 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 Și iată-l acum pe un Ducan mult maturizat. Da, și nu e primul meci în care scoate foarte mult, adică mi se pare că e genul ăla de portar ori de 10, ori de 4. Uh-huh. Știi că pe vremea noastră, când eram noi mai mici, oamenii în vârstă spuneau cei mai buni portari sunt ăia de nota 8. Adică nu să fie de 10, să scoată din vincul, să apere ce e de apărat. Uh-huh. Deocamdată Ducan e portar de 10, cum a fost aseară, dar mai are meciuri în care... E și de 3-4, ca să zic așa, da.